Aruncatul crucii de bobotează în apele Dunării are o tradiție îndelungată la Zimnicea. Și anul acesta, 6 tineri curajoși s-au întrecut la not în apele rece ale Dunării, spre admirația sutelor de spectatori veniți să-i încurajeze pentru a recupera crucea. Câștigătorul are 24 de ani și este pentru a doua oară când câștigă competiția. Ăsta e al doilea an care câștig și îmi place că am câștigat și al doilea an. Asta este tradiția la noi și așa va fi în continuare, să dea Dumnezeu și la anul să fie mai bine. O apă călduță, extraordinar, foarte bine, ne-am distrat. Nu mi-a fost. Apa, puțin care și da, a fost bun. A fost greu? Nu a fost greu. E al patrulea an și am sărit, dar și mai sunt și la an. Mulți concurenți, a fost un timp extraordinar, participare masivă din partea populației, chiar dacă este o zi din săptămână când majoritatea merg la muncă. Zic că a fost o treabă foarte bună. Potrivit tradiției, cei care au sărit astăzi în apele rece ale Dunării vor avea un an bun și vor fi feriți de boli pe tot parcursul acestui an.